Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească și iată care sunt principalele teme ale ediției de astăzi. Planurile de construcție în capitală au fost discutate astăzi în administrația de stat Tiraspol. În satul Comisarovca Nouă, raionul Dubăsari, timp de 17 ani, n-a fost grădiniță și acum ea a fost deschisă. Instituția e prevăzută pentru 45 de copii. Alb și roșu, două fire de mătase, două culori, două gânduri care înseninează ochii tinereții și ai lumii. Mărțișorul și-a început călătoria pe pământul nistrean. În administrația de stat a capitalei, astăzi a avut loc ședința de aparat extinsă, la care au fost discutate planurile de lucru de perspectivă, printre care a fost și construcția complexului locativ și a teritoriilor comerciale din centrul capitalei. Despre aceasta și alte teme, în secvența următoare. Construcția complexului locativ și a teritoriilor comerciale de proporții. Asemenea, proiecte n-au fost realizate pe teritoriul Nistrenii din timpul sovietic, a menționat Andrei Bezbabchenko. Unele magazine de pe strada centrală sunt închise în legătură cu reconstrucția clădirii. În fața noastră se află scopul de a da în exploatare aceste construcții către jubileul de 25 de ani ai Republicii. Acesta va fi un centru de business și bloc locativ. O asemenea construcție de proporții n-a fost realizată din timpul Uniunii Sovietice. Încă o întrebare discutată a fost comerțul și antreprenoriatul, deoarece lucrul a fost îndreptat spre colaborarea cu oamenii de afaceri. Aș vrea să mă opresc la numărul de patente pentru antreprenori. Cifra este de 480, ceea ce demonstrează o bună dinamică. A fost efectuat un monitoring al saloanelor de frumusețe. În decursul a 4 zile au fost controlate 80 de frizerii. 15 din ele funcționau fără documentație necesară. Astăzi, în fața administrației de stat, stă și soluționarea întrebării cu chioșcurile de pe strada Iunosti. Magazinele sunt construite pe o țeavă de gaz. La ședința șefului administrației cu antreprenorii s-a hotărât ca țeava să fie schimbată din contul proprietarilor pavilioanelor, însă suma proiectului este considerabilă, de 500.000 de ruble. Clar că o asemenea sumă este mare pentru antreprenori. Cred că proiectul îl vom realiza în sumă de 100.000. Au fost numite la ședința de aparat și datele finisării a două proiecte de construcții. Centrul de cultură și răgaz Mir, care se planifică să fie dat în exploatare în întregime către Ziua Republicii, și blocul școlii numărul 14 de ziua orașului. Sărbătoarea profesională au marcat-o experții criminaliști. Subdiviziunea specială a Ministerului Afacerilor Interne a Nistreniei a împlinit 95 de ani. Profesia noastră de milițian presupune întâi de toate intelect. Subdiviziunile de experți criminaliști, cu ajutorul realizărilor științei și tehnicii, implementează în viață forme și metode de lupte cu criminalitatea. În centrul de experți și criminalistică astăzi lucrează 75 de persoane. Colaboratorii zilnic acordă ajutor subdiviziunilor de anchetă și celor operative în descoperirea și anchetarea diverselor crime. Cu ocazia sărbătorii, specialiștii au primit în dar de la prezident două automobile. Unul din ele este un laborator criminalistic mobil. În satul Comisarovca Nouă din raionul Dubăsari, timp de 17 ani n-a fost grădiniță și acum s-a deschis. Grădinița Iepuraș, prevăzută pentru 45 de copii. Până când au fost depuse 35 de cereri. Locuitorii satelor Comisarovca Nouă, Bosca, Coșnița Nouă, Pohrebea Nouă își vor aduce încoace copiii. Pentru locuitorii satului Comisarovca Nouă, deschiderea solemnă este un eveniment adevărat. În rezultatul optimizării s-a eliberat o clădire, în baza căreia a fost creată această grădiniță, pe care toți au așteptat-o mult timp. Cândva aici a fost școală, clasele căreia s-au transformat în săli de joc, dormitoare și săli de studiu. Copiii se vor ocupa în trei grupe. La etapa actuală, toți locuitorii satelor din apropiere își pot aduce încoace copiii, unde cu ei se vor ocupa profesional. Problema a fost soluționată în comun. Ajutorul financiar a fost acordat de antreprenori particulari, de întreprinderile și organizațiile raionului. La fel și Comitetul Vamal de Stat și colaboratorii VAMI din Dubăsari, care au venit nu cu mâinile goale. În această zi de primăvară vă felicităm cu ocazia deschiderii grădiniței și din partea Comitetului Vamal de Stat și a VAMI din Dubăsari vă dăruim un centru muzical. Echipament, jucării, jocuri educative, literatură metodică și artistică. Cadouri la sărbătoare au fost multe. Acum grădinița dispune de toate condițiile necesare pentru o bună instruire a copiilor de aici.
Actualmente, 14 instituții de învățământ din Republică participă la experimentul care prevede implementarea noilor standarde de învățământ în ciclul primar. Tema dată a fost abordată la secția metodică orășenească ce a avut loc în școala numărul 15 din Bender. Particularitățile implementării noilor standarde au fost examinate de pedagogii ciclului primar, profesorii Colegiului Pedagogic, colaboratorii Institutului de Stat al Dezvoltării Învățământului. Procesul de instruire de generație nouă necesită și noi standarde, sunt de părere pedagogii Școlii de Cultură Generală numărul 15. Pentru a facilita lucrul pedagogilor, au elaborat și un îndrumar metodic, care explică cum trebuie desfășurate lecțiile urmând noile metode. În primul rând, se plasează pe locul 2 lucrul cu întreaga clasă, căci începe metoda diferențiată. Copiii diferă chiar într-o clasă, ei sunt divizați în trei grupe. Cei care însușesc momentan materialul, cu însușirea medie și copiii ce au nevoie de lucru suplimentar. Noi nu putem lucra cu toți concomitent, de aceea este necesar de a organiza lucrul în grupe. Urmând noua metodă, toate cele trei grupe din clasă primesc sarcini diverse. Prioritate primește varianta când copiii muncesc în perechi. Tradițional, în pereche este necesar să fie un elev mijlociu și altul mai slab, pentru ca primul să-i poată explica, iar al doilea să-i transmită informația și astfel să repete. În așa mod, învățătorul se prezintă nu numai în postură de pedagog, ci și regizor. Sarcina lui este nu numai de a preda informația, ci și a învăța pe copii să o folosească în viață. Cu acest scop, la lecții sunt examinate diverse situații din realitatea înconjurătoare. Particularitatea specifică de bază a noilor standarde presupune schimbarea cerințelor față de rezultatele învățământului în ciclul primar. Noi suntem obișnuiți cu faptul că rezultatul presupune însușirea obiectelor. Acum se va lua în considerație și iscusința de a lucra cu informația, contactul cu colegii, cu maturii. Astfel sunt schimbate formele de lucru ale învățătorilor la lecții. Un rol deosebit îl va juca pedagogul, cunoștințele lui, străduința de a face obiectul interesant și util, pentru ca copiii să vină la școală cu plăcere, să aștepte cu nerăbdare noi și noi întâlniri cu învățătorii. Intrat în tradiția țării noastre din 1966, Festivalul Internațional Mărțișor continuă să fie unul din cele mai importante evenimente culturale din Republică. Mărțișorul și-a început călătoria pe pământul nistrean. În cadrul festivalului, de la 1 până la 10 martie, vor avea loc numeroase activități, concerte, expoziții, prezentări și spectacole. Bucuria acestei sărbători a primăverii o vor împărtăși cu nistrenii și oaspeți de peste hotare. Concertul de deschidere a festivalului a trecut la bravissimo. Aplauzele încă o dată au demonstrat că vedetele nistrene, oaspeții din statele vecine, au avut succes la public. Programa interesantă, programa zăjăgătilnă. În cadrul Festivalului Mărțișor 2014 vor fi prezentate tradițiile și cultura tuturor popoarelor ce locuiesc în Nistrenia. În anul curent, doritori de a participa sunt foarte mulți, atât colectivele din țară, cât și oaspeți din Rusia, Moldova, Belorusia și Ucraina. La deschiderea festivalului, amatorii estradii moldovenești au savurat atmosfera de sărbătoare împreună cu frații Anatol și Irina Bivol, care au adus cu ei un buchet de compoziții mult îndrăgite de spectatorul nistrean. Am venit cu mare drag iarăși la Tiraspol, la publicul la care ținem noi foarte mult și l-am îndrăgit cu Anatol deja de o perioadă, de ceva timp. Publicul nistrean, bineînțeles. Vreau să zic că timpul atât de repede trece, uitați, s-a scurs un an și noi nici n-am simțit când iarăși suntem la dumneavoastră în ospeție în cadrul Festivalului Mărțișor. Piesele muzicale în limba moldovenească, rusă, ucraineană au atins strunele sufletului tuturor ascultătorilor. Eu sper că altă dată am avea un spectacol solo al nostru, unde putea să desfășurăm practic mai multe piese și piesele noastre noi. Cum este aerul pe care îl respirăm și avem necesitatea aceasta, iată așa întâlnirea cu un public care noi îl simțim foarte aproape și care este pe aceeași undă de armonie cu noi, deci e ca apa, ca aerul de care avem noi zilnic nevoie. Dar mie, ca autorul muzicii pe care o cântăm noi, sigur îmi dă un bol, îmi dă o dispoziție bună ca să mai departe ca să creez alte piese noi. Ne motivează să facem ceva frumos în continuare. Aplauzele furtunoase au răsunat și în urma evoluării dansatorilor din colectivul municipal Vatra, care au prezentat un dans ucrainean.
Артиста емерита а Республичии Молдовнешней Стрени и Федерации Руси Лидия Музалев а букурат спектаторул ку композиций Алиань Нортрекуть, каре рефлекте суфлетул попорной рус. Мульти эмоции позитиви ла публик отрезит кентикул Волга. Сала кента импреуна ку интерпрета. Фестивалу ва континуа инко септемына. Локуиторий Републичий вор авя оказия се партичпи ла чирка 100 де активитец культурали. Ащептем букурии, концертуры интересанти, веселие, ка попору ностру се интернеска аша сарбатуари, уна, а доля, аша сарбатуари се пентру тоати попору, пентру руш, пентру молдовени, пентру тоати катри есть аноим републики. Я ва феличит втось venirea primăverii, vă doresc căldură în suflet, dragoste curată și sinceră, reînvierea naturii să ne aducă numai bucurii tuturor în casele noastre. Primăvara vine în olecuță cât timp îi posumărât, dar totuși în inimi și în sufletul moldovenilor primăvara înflorește și aduce bucurii și nădejde. Adevărate clipe de satisfacție sufletească în companie artiștilor dragi le va dărui cetățenilor nistreni Mărțișorul 2014. Programul va fi interesant, divers și bogat în cântece și dansuri. Pentru a 11-a oară, Direcția Orășenească de Învățământ din Capitală organizează în primele zile de primăvară festivalul concurs, la care participă discipolii instituțiilor de învățământ de cultură generală. De această dată, elevii din 23 de școli din orașul Tiraspol, Dnestrovsk și satul Cremenciuc au evoluat în cele 10 nominalizări. Activitatea a fost desfășurată în Casa Tradițiilor Populare și Meșteșugurilor. În anul curent de amenajare a sălii a fost responsabilă școala numărul 2. Colectivul pedagogic și copiii au făcut acest lucru cu mare migală. Ei au pregătit și un concert de deschidere a sărbătorii Mărțișor 2014. Scopul acestui festival este cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor poporului moldovenesc prin participare, stimă, sarcină, a sădi în inimile copiilor dragoste față de frumos, autentic, armonie și ritm. Dacă în anii precedenți concursul festival era desfășurat timp de 2 zile, actualmente a fost primită hotărârea ca elevii claselor primare și cei din școala generală să evolueze împreună. De aceea, concertul a fost unul captivant, cu multe surprize. Genericul activității fiind, cei străbuni nu vrem să piară. Organizatorii doresc să le însufle participanților dragoste față de cultură, meșteșugul popular, portul național. Credem că luna aceasta, luna martie, va aduce bucurii pentru toți cei, nu numai moldoveni, dar tot poporul care locuiește pe malul acesta, vor fi întâlniri cu scriitori, cu poeți, cu oameni de bază, cu oameni de cultură. Cred că și ansamblurile noastre, și Viorica, și Vadra, și toate celelalte vor evalua prin țară și vor bucura poporul cu talentul lor. În fiecare an revizuiesc cam cele ce s-au petrecut anii trecuți și observ un lucru care de acum este argument. Copiii se pregătesc din an în an cu mult mai bine pentru evaluarea în concursul Mărțișorului, în primul rând. În al doilea rând, cred că lăstăresc arhivele tradițiilor și folclorului în genere și ne readuc unele povești, unele balade interesante pe care noi încă până astăzi nu le-am descoperit pentru sine. Organizatorii și participanții speră că și în viitor vor fi prezentate mai multe costume naționale, specifice regiunii Nistrene. La fel, profesorii din an în an vin la acest festival concurs împreună cu discipolii, cu o plăcere și un angajament mai mare ca de altă dată. În anul curent au participat la festival și elevii școlii de corecție. Ei au evoluat cu un buchet de cântece populare moldovenești. Noi așteptăm o viață mai bogată, o primăvară îmbogățită în culori, colorată, plină de poezii și astăzi împreună cu elevii Liceului Republican Teoretic Moldovenesc am venit cu un dans. Acest festival ne arată toate tradițiile noastre moldovenești. El este cu mult mai mare decât noi, fiindcă este din strămoși și noi prelungim această sărbătoare. E de menționat că majoritatea participanților festivalului sunt discipolii școlilor alolingve, însă dragostea față de limba și cultura moldovenească îi face să studieze mai profund această disciplină.
Atât pentru această ediție. Mai detaliat despre aceste și alte evenimente ale zilei în ediția de la ora 20:30. Iar noi vă dorim o seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 4 martie se așteaptă timp noros. Noaptea și dimineața pe alocuri se va forma ceață. Ziua va ploua slab. Vântul va sufla din est cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nordul Republicii plus 2, plus 4 grade, ziua plus 6, plus 8. În capitală noaptea plus 3, plus 5, ziua 7-9 grade cu semnul plus. În următoarele zile sunt posibile precipitații. Temperatura ziua va crește.